Dosarul căprioarei aurii de Mircea Popescu. Partea a doua. El rupse tăcerea cel din tâi. Așadar, iată-ne la Paris. Suntem din nou împreună ca în urmă cu atâția ani. De unde ai știut că voi veni? Nu-ți imaginezi? Caraiman? Exact. Dobitocul ăla bătrân mă slujește ca un câine credincios. M-a informat și de călătoria ta, dar mai ales că ai descoperit, în sfârșit, căprioara aurie. Știai, deci? Bineînțeles, astfel, n-ar fi avut niciun rost să mă deplasez până aici. Și acum ce vrei? Tabloul nu mă interesează, poți să ți-l păstrezi, îmi trebuie să neapărat documentele. La ce bun? Să mă îmbogățesc. Nu s-ar zice că ești sărac. E adevărat, am tot ce-mi trebuie, nu-mi lipsește nimic, dar noi mei patroni s-au săturat să tot aștepte împlinirea promisiunii mele. Nu înțeleg. Nici nu e nevoie să știi prea multe. Îmi e suficient să intru în posesia documentelor. Dar nu mai au nicio valoare, s-au schimbat atâtea de atunci. Baronul lucra bine. Sunt unele documente deosebit de prețioase și acum, măcar pentru metodele de lucru înșirate acolo. Cred că ar fi niște surse bune de inspirație. Și ai vrea să le trimit? Ar fi cam imposibil. M-am gândit la ceva mai deosebit. Am să le iau singur. Și apoi, sunt convins că voi găsi și documente noi. Ești doar inginer la un institut important. Spionajul industrial mă interesează deopotrivă. Vrei să spui? Nu vreau să spun nimic. Ești tot atât de deștept ca și mine și sunt convins că ai înțeles imediat despre ce e vorba. Dar în cazul ăsta vei fi prizonierul meu cu sau fără voia ta. Am pregătit o cameră în acest castel special pentru tine. Ești nebun? Știu. Îmi risc poate viața, dar n-am de ales. Și așa nu mai e de glumit cu patronii mei. E singura speranță să mă pot reabilita în ochii lor. Altfel vor considera că nu mai sunt bun de nimic. An de zile am trăit în preajma lor ca un parazit. Trebuie să le dovedesc că sunt încă util. Știi prea bine că sub numele meu nu m-aș mai putea întoarce în țară niciodată. Eu am murit de mult prăvălit în văile adânci și colțuroase ale zăganului și morții nu învie decât în romanele celor care cred în metapsihoză. Dar m-aș putea întoarce sub un alt nume, sub numele tău. Nimeni n-ar bănui nimic și în timp tu mă vei aștepta aici, eu mă voi ocupa frumușel de treburile care mă interesează. Spune, nu o găsești planul meu că e genial? Un fior rece trecu pe șira spinării lui Remulus. Se ridică de pe fotoliu și cercetă cu privirea camera în care se aflau. Într-un colț, pe o măsuță, zări un telefon. Ce trece prin gând? Îl întrebă el, surâzând bacjocoritor. Aici ești complet izolat. Telefonul nu funcționează. Vrei poate să strigi după ajutor. Servitoarea care ne-a deschis ușa e surdomută. În afară de asta, doi pasnici care nu știu de glumă te vor pune imediat la respect dacă încerci să faci vreo faptă nechipzuită. Ei te vor păzi până mă voi întoarce eu, viu și nevătămat. Și acum, destul cu vorbăria, e târziu și trebuie să încep acțiunea. Dezbracă-te și dăm hainele tale. Din câte sunt informat, trebuie să pleci mâine dimineață cu avionul spre București. Romulus Dobrotan se așeză în fotoliu cu capul împrins în mâini. Înaintea ochilor îi jucau acum torțe, zeci de torțe, sute de torțe și se simți că și în nări mirosul e puternic al rășinei arse. Când a aflat de moartea lui Manea, l-a cuprins definitiv groaza. Nu mai avea ce căuta acasă. Trebuia să se reîntoarcă la București, să scape de coșmar de aripa morții care îl învăluia pe el și pe toți pe care îi cunoscuse, să scape de misterul căprioarei aurii.
Ceea ce Rămulus știa acum cu precizie era faptul că baronul și el îi întinsese o cursă abilă pentru a-l convinge de intențiile lui Begu. După ce baronul vânduse tabloul tatălui său, l-a înlocuit cu o copie lipsită de valoare. Bineînțeles, baronul nu ascunsese niciun fel de documente secrete în tabloul original. Toată povestea era inventată pentru a descoperi pe cei care erau interesați să pună mâna pe documente. Romulus își dădea seama că a fost un pion prețios pe tabla de șah a spionilor. Cu ajutorul lui inconștient, se țesuse bine urzeala în care fusese prins Begu. Odată lichidat adversarul cel mai de temut, baronul își continua să liniștit lucrurile. Cât privește bietul Manea, acesta fusese urmărit. În momentul în care lemnarul îl căutase acasă, confirmase bănuielile urmăritorilor săi, care încheiase imediat socotelile cu acesta. Convins deci că îi va veni și lui rândul, își pregătea cu o febrilitate bagajul într-o după-amiază călduță de primăvară, când deodată cineva ciocăni cu putere la ușă. "Deschide, Romulus, sunt eu!" Nu știa ce să facă, un tremur bolnăvicios îi cuprinse trupul. Poate era o slăbiciune firească, urmarea a bolii care îl chinuise atâta vreme. Se hotărâ în cele din urmă să deschidă ușa și orice s-ar întâmpla. El pătrunse în cameră. "Te pregătești să pleci?" Romulus nu răspunse. Aștepta încordat, curios să vadă ce urmează. "Nu fi prost. Nu trebuie să-ți mai fie teamă acum înainte. Baronul a murit." Îi întindea o nouă cursă, în orice caz. Vestea, dacă era adevărată, l-ar fi liniștit în bună parte. Un nebun, un electrician de la șantier, s-a repezit asupra lui și l-a sugrumat. Electricianul a fost împușcat pe loc. Își aprinse calm o țigare, ca și cum lucrurile pe care le istorisea erau foarte firești. Se așeză pe un scaun și îl invită pe Romulus să procedeze la fel. "Nu ai niciun motiv să nu mă crezi, poți verifica ușor adevărul spuselor mele. Am rămas în viață singuri noi doi, care cunoaștem taina căprioarei aurii." În sfârșit, Romulus se decise să vorbească. "Am impresia că această căprioare aurie e o simplă nerucire. Nici nu există." "Ba da, Romulus, te înșeli? Există. Poate să-ți confirme și Caraiman. El e autorul copiei pe care baronul a vândut-o bătrânului de tablou original. Numai că el nu cunoștea ceea ce știm noi, că în adevăratul tablou sunt ascunse documente importante. Baronul i-a arătat tabloul. L-a văzut și Caraiman. Îl ține ascuns într-un tub de metal. Acolo sunt sigur că se află și documentele. Baronul mi-a vorbit despre ele. Îți dai seama ce ar însemna să ni le însușim? Nu vreau să știu nimic. Nu mă interesează nici tabloul și nici documentele. Vreau să plec la București." "A, nu. N-ai să faci asta. Trebuie să rămâi aici cu mine până când le voi găsi. Apoi ai să te duci unde poftești." "De ce? Ce rost are?" "Fiindcă știi cine l-a ucis pe Begu." Îl privea pătrunzător drept în ochi. "Aș putea să te strivesc oricând ca pe un vierme. Însă știi foarte bine că asta nu se va întâmpla niciodată, dintr-un singur motiv care ne leagă mai presus de orice. Suntem cât de cât deosebiți unul de altul. Dar tu ai putea să mă vinzi inconștient cum ești cu firea ta naivă primului om ce ți iese în cale? Dacă pleci de aici, să știi că îmi calc pe inimă, așa că poți să-ți faci și testamentul, ai înțeles?" Se ridică de pe scaun și se îndreptă spre ușă. "Despachetează imediat," mai spuse el și părăsi încăperea. Și Romulus s-a rămas acasă. După moartea baronului, lucrurile șoselei strategice fuseseră în bună parte întrerupte. Din București veniră știri grave. Capitala suferise de pe urma unui bombardament îngrozitor. Situația pe front era de-a dreptul disperată. Trupele germane de geniu care lucrau pe șantier
au fost dislocate pe rând și transformate în grabă în trupe de infanterie pentru a apărea retragerea celorlalți, astfel că șantierul rămăsese aproape pustiu. În acest timp, el se încăpățâna să caute căprioara Aurie. Cercetările s-au dovedit însă zadarnice. Baronul dusese în mormânt taina ascunzătorii ei. La sfârșitul lunii august, el a primit ordin de la comandamentul german să preia conducerea ultimului detașament și să plece pe front. Trecuseră 3 săptămâni. Și iată că într-o noapte fierbinte de august, câțiva oameni cu torțe aprinse în mâini intrară în grădina din fața vilei. Era o imagine aproape ireală. La lumina văpăilor, oamenii și brazii căpătau înfățișări și contururi fantastice ca de bazm. Din mijlocul lor se desprinse 2 oameni care duceau pe o targă improvizată corpul unui mort îmbrăcat în uniforma unui subofițer neamț. Cei 2 oameni era pictorul Caraiman și un țăran înalt care, după straie, părea să fie un cioban. Întreaga familie Dobrotan ieșise în cerdac. Pictorul întinse bătrânului Dobrotan un portofel de piele vișinie pe care era prinsă o monogramă de aur, litera M. L-a găsit omul acesta, spuse Caraiman arătând spre cioban. S-a prăvălit într-una din văile colțoase ale zăganului. Probabil un accident. Dumnezeu să-l ierte. De pe cerdac se auzi un țipăt ușor și Mara Dobrotan se prăvăli leșinată pe trepte. În după amiaza zilei de 15 iunie 1968, capitanul Dan Tomescu urmărea cu satisfacție lista pasagerilor avionului Caravel, care trebuia să aterizeze peste un sfert de oră pe aeroportul Băneasa venind direct de la Paris. Printre pasageri figura și inginerul Romulus Dobrotan, o persoană care îl interesa în cea mai mare măsură. Mulțumit directorului aeroportului pentru amabilitate, traversă holul uriaș și intră în bar. Se așeză pe unul din scaunele înalte și comandă o cafea. Apoi, se întoarse spre vecinul său, un tânăr scund și negricios care sorbea visător dintr-un pahar plin cu Pepsi-Cola. Peste un sfert de oră va fi aici. Misiunea dumitale începe din momentul în care va coborî din avion. Pentru confruntare ai fotografia la îndemână. Am înțeles, răspunse locotenentul mare și grăbindu-se să golească conținutul paharului. Își achită consumația și ieși în timp ce Dan Tomescu calcula în gând că până la sosirea avionului are timp suficient să-și bea cafeaua. Gigantica pasăre de oțel sosi la ora fixată cu o precizie de calcul electronic. Printre pasagerii care coborâră din avion se aflau savantul Horia Domileanu, doctorul Vasile Vasilescu și inginerul Romulus Dobrotan, adică grupul specialiștilor români care perfectaseră la Paris diverse acorduri tehnice cu un grup similar de specialiști francezi. Locotenentul Mareș privi încă o dată fotografia pe care i-o mânase superiorul său și se convinse pe deplin că bărbatul în vârstă de aproximativ 50 de ani, potrivit de statură, îmbrăcat într-un costum gri, croit impecabil, purtând pe cap o pălărie de aceeași culoare, cu boruri exagerat de mari, este fără îndoială una și aceeași persoană pe care trebuia să o supravegheze îndeaproape încă de a doua zi, când urma să intre în acțiune, capitanul Tomescu. Inginerul Romulus Dobrotan îndeplinise formalitățile vamale, obișnuite în astfel de cazuri și se îndreptase spre ieșire acolo unde câțiva ziariști culeseseră pe bloc notesuri impresii fugare ale savantului Domileanu, șeful delegației, iar fotoreporterii își făcură datoria, imortalizând pe mica peliculă de celuloid câteva aspecte ale evenimentului. Inginerul îi salută ceremonios pe ceilalți 2, precum și familiile acestora, venite în întâmpinare
și se îndepărtă grăbit spre stația de taxiuri. Bineînțeles, Mareș îi urmărea atent orice mișcare, însă la o distanță care să nu trezească niciun fel de bănuială urmăritului. Însă, mai înainte ca inginerul să ajungă la stația de taxiuri, o mașină particulară, un Renault albastru, se desprinse de lângă trotuar, porni în viteză și se opri brusc chiar în dreptul lui. Ușa cea mai apropiată a mașinii se deschise larg și inginerul se urcă înăuntru fără niciun fel de ezitare. Mareș nu stătu nici cel mult pe gânduri, se aruncă în primul taxiu. Arătă șoferului legitimația și îi ceru să urmărească îndeaproape mașina cu care dispăruse inginerul. Renault-ul albastru parcurse drumul de la aeroport până la gară în cea mai mare viteză, strecurându-se cu multă abilitate prin aglomerația celorlalte mașini. Dar și șoferul de pe taxiu, în care se urcase locotenentul Mareș, se dovedi un bun meseriaș, astfel că cele două mașini ajunseră aproape în același timp în fața gării. După aterizarea avionului, Dan Tomescu își bău tihnit cafeaua. Tocmai se îndrepta spre ieșire când se ciocni de Radu Balmuș. De data asta nu-și mai putu stăpâni un zâmbet. Ne întâlnim pentru a doua oară în același loc, Radule. Cu deosebire că de data asta am impresia că nu ți-am produs niciun fel de încurcătură, răspunse reporterul satisfăcut. Tot pentru un reportaj ai venit? Bineînțeles. M-am revanșat pentru insuccesul de acum două săptămâni. Ce insucces? Trebuia să fac un reportaj despre plecarea savantului Horia Domilianu la Paris. Din greșeală l-am confundat atunci cu alt membru al delegației. Și Radu-i povesti în câteva cuvinte peripețiile prin care trecuse, precum și nemulțumirile redactorului șef Lăzăroiu. De data asta Dorian și-a făcut și el pe deplin datoria, iar ca amintire l-am fotografiat odată și pe celălalt, un inginer, cum îl cheamă. Radu răsfoia carnețelul de însemnări. A, Romulus Dobrotan, îi veni în ajutor Dan. Exact, de unde știi? Fiindcă persoana lui mă interesează în mod deosebit. Ei, drăcie, exclamă deodată Radu. Dobrotan? Unde am mai auzit eu numele ăsta? Fulgerător îi veni în minte scena din casa lui. Se opri brusc și își duse o mână spre frunte. Ce s-a întâmplat, ce-i cu tine? Ascultă, nu cumva acest Dobrotan e implicat într-o afacere dubioasă? Ce spui? De unde ți-a venit ideea asta? Pentru că atunci când mai mulți oameni sunt preocupați în mod deosebit de o persoană, socotesc că persoana respectivă nu are cugetul prea curat. S-ar putea, consimți calm, tresărând ușor la auzul veștii că în afara lui se mai interesa și altcineva de cazul căprioarei Aurii. Aș fi curios să știu, adăugă el cu toată sinceritatea, cine se mai preocupă de persoana inginerului. Un coleg de-al tău. De-al meu? Adică nu chiar un coleg, că era de la miliție. Nu înțeleg, mărturisi foarte intrigat capitanul de securitate. A, acum îmi amintesc și numele lui, maiorul Păcuraru. Nu cunosc niciun maior de miliție cu acest nume. Tot ce se poate, în definitiv, nu ești obligat să-i cunoști pe toți. Ai dreptate, dar ceea ce mă surprinde nu este numele maiorului, ci cu totul altceva. Aș putea să știu și eu ce anume? Deocamdată nu, mai întâi te rog să-mi dai amănunte asupra întâmplărilor în care l-ai cunoscut pe acest maior. La mine acasă. La tine acasă? Vă cunoașteți de mult? Da, de unde? Atunci? Nu știu. Adică știu, dar o să ți se pară ciudat. Dar l-am cunoscut chiar în ziua când ne-am întâlnit. Revederea noastră a avut darul să-mi trezească amintiri plăcute din copilărie. M-am hotărât în ziua aceea să fac o plimbare prin locurile dragi.
Așa am ajuns la tine acasă. Când m-am reîntors, am primit vizita unui bărbat în vârstă, scund și gras. Îți mărturisesc sincer că avea o înfățișare destul de nesuferită, care s-a recomandat drept major de miliție Păcuraru. Mi-a pus doar două întrebări surprinzătoare pentru mine, la care nici n-am știut ce să răspund. Lui Dan Tomescu îi se părea că tălpile îi stau pe geratic. Ce întrebări? În primul rând, ce știu despre acest inginer dobrotan? Bineînțeles că pe atunci nu aveam habar de el. Și cealaltă întrebare? Ce am căutat la tine acasă? E sigur? Da. Înseamnă că ai fost urmărit. Eu? Pentru ce? Vom vedea, continuă. Asta e tot. Ba nu, îmi amintesc că m-a întrebat dacă nu am fost la tine acasă în legătură cu o căprioară aurie. Cum ai spus? Căprioară aurie. Nu-i așa că sună ciudat? Dan Tomescu nu dădu nicio atenție acestei întrebări. Îl preocupa, bineînțeles, persoana enigmaticului major de miliție. Și ce s-a întâmplat mai departe? Ceva tot atât de straniu. Cum așa? O colocatară a imobilului, bună prietenă cu mine, a întrerupt discuția noastră. Profitând de neatenția mea, majorul a dispărut. A dispărut? Asta îmi confirmă bănuielile. Ce bănuieli? Nu cumva majorul nu era major? Te pomenești că a fost un borfaș. Dar nu îmi amintesc să îmi fi dispărut ceva din casă. Ascultă, Radule, dacă l-ai reîntâlnit cumva pe acest om, l-ai recunoaște? Cred că da. Tot vorbind, ajunseră la mașina care l-aștepta pe Dan în fața aeroportului. Dragul meu, s-ar putea să mai am nevoie de tine cât de curând. În acest caz îți voi telefona. Dan Tomescu se reîntoarse la birou. Aici îl aștepta o comunicare urgentă din partea locotenentului major Mareș. Iată care era conținutul ei. Inginerul Romulus Dobrotan a fost așteptat de o mașină particulară, un Renault albastru în care s-a urcat de îndată ce a părăsit incinta aeroportului. Mașina s-a oprit în dreptul gării, unde a staționat circa 5 minute. În acest timp m-am putut apropia neobservat de ea datorită aglomerării din fața gării. În mașină erau doar două persoane, șoferul și inginerul Dobrotan. La puțin timp a apărut un individ scund și gras, care, după ce a schimbat câteva vorbe cu inginerul, a invitat pe acesta în restaurantul gării. Mi-am notat numărul mașinii și am continuat urmărirea. Dan ceru legătura cu serviciul circulației și îi rugă să comunice numele proprietarului mașinii Renault-ului albastru, cu numărul notat de locotenentul major Mareș. Apoi raportă colonelului Adrian Manea în amănunt cum se desfășurase după amiaza, neuitând să amintească și de misteriosul major de miliție Păcuraru. Ține legătura cu fostul dumitale coleg. S-ar putea să-ți fie de mare ajutor în această afacere încălcită, ale cărui ițe prevăd că abia acum încep să se desfășoare. Ajutorul dumitale va fi locotenentul major Mareș. Dacă mai ai nevoie de oameni, să mă anunți telefonic. Așa voi face. Colonelul Manea a prins o țigare și o așeză pe marginea scumierei de bronz. Să știți că sunt tare nerăbdător să aflu cât mai curând vești despre căprioara aurie. Inginerul Dobrotan mi-a răscolit amintiri dureroase ale copilăriei. Aș fi vrut să conduc personal această anchetă care s-ar putea să ducă la descoperirea, după aproape 25 de ani, a autorului sau autorilor unei crime strâns înlănțuite de o activitate de spionaj ale cărui rețele nu se știe dacă nu ajung chiar până în zilele noastre.
dar deocamdată trebuie să respect dorința inginerului de a nu mă prezenta eu la Villa Mara. Nu vi se pare ciudată această dorință? Oarecum, probabil că există o explicație, al cărui înțeles încă nu-l pot descifra. Îți doresc mult succes, tovarășe capitan, și am toată încrederea că vei rezolva dosarul căprioarei Aurii. Dan se ridică din fotoliu, strânse cu euforie mâna pe care o întindea colonelul Adrian Manea și părăsi încăperea. Acesta rămase gânditor în fața ferestrei deschise. În lumina cenușie a înserării se părea că la orizont deslușește pe culmile zăganului un băiat alergând îngrozit spre casă, având încă vie imaginea unui om mort. Când Dan se reîntoarse în birou, primi confirmarea serviciului circulației că numărul mașinii urmărite corespunde unui Fiat 1100 tip 1939, aflat în prezent pe Butuci, proprietarul ei fiind un fost șofer pe vremuri, proprietar de taxiuri, cu numele de Păcuraru, actualmente mecanic într-o cooperativă. Îl chemă imediat pe locotenentul Bocan de la brigada operativă și încredință misiunea de a afla amănunte cu privire la numitul Păcuraru. La puțin timp, locotenentul major Mareș telefonă inginerului Romulus Dobrotan că s-a despărțit de bărbatul scund și gras după ce au luat masa în restaurantul Gării. Considerând că misiunea lui constă în aceea de a urmări mișcările inginerului, a abandonat observarea celor doi indivizi. Dobrotan s-a urcat într-un taxiu care l-a lăsat în fața imobilului unde ocupa o garsonieră. A intrat înăuntru și probabil că obosit de drum, s-a culcat. Nimic suspect, nimic nefiresc. Afară de acel Renault albastru și de falsul major de miliție Păcuraru, care în trecut se pare că a fost și fost șofer de taxiuri. Ce legătură poate fi între inginerul Dobrotan și acest individ dubios? Își încheie șirul gândurilor Dan. Îl rugă pe locotenentul major mare să organizeze peste noapte o pază strictă în fața locuinței inginerului, apoi, controlând ceasul cronometru, constată că se făcuse destul de târziu. Era noapte de-a binelea. Se gândi că era timpul să se ducă acasă să-și facă bagajul. În definitiv, a doua zi, conform înțelegerii cu inginerul Dobrotan, urma să se întâlnească cu acesta la Villa Mara din Cheia. S-ar putea ca misterul căprioarei Aurii să fie lămurit imediat. Și totuși, răsfoi însemnările pe care le făcuse în timpul cât lipsise inginerul din țară. Iată datele pe care le aflase capitanul de securitate Dan Tomescu cu privire la inginerul Romulus Dobrotan și familia sa. S-a născut în orașul Arad în anul 1922, după propria sa declarație autobiografică. Părinții, Mara și Traian Dobrotan, decedați în decembrie 1944, în urma unui accident de mașină. Traian Dobrotan, de profesie inginer, a fost numit în anul 1942 șeful producției unei fabricuțe de cherestea din apropierea comunei Mâneciu-Ungheni. Se pare că era un om lipsit de personalitate, mediocru în ce privea pregătirea tehnică. Mara Dobrotan, fire visătoare, melomană, cu o educație de pensiun. La începutul anului 1943, bătrânul Dobrotan a cumpărat o vilă în stațiunea climaterică Cheia, unde și-a instalat familia. Cercetările efectuate de miliția din Cheia au fost foarte anevoioase, întrucât extrem de puțină lume își mai amintea de această familie care trăise oarecum izolată de locuitorii din comună. Cât despre Romulus Dobrotan, el era aproape un necunoscut pentru locuitorii comunei, în vremea aceea fiind student la Politehnică în București. Însă, în ultimii 5 ani, Romulus își petrecuse absolut toate concediile în stațiune și fiecare dintre cei puțini care îi cunoscuseră
îl apreciau ca pe un om cum se cade. Cât privește viața lui Romulus Dobrotan după anul 1944, datele se conturau ceva mai precis. În facultate urmase secția de construcții de drumuri și poduri, precum și construcțiile aeronavale, figurând printre studenții eminenți. Absolvise în chip strălucit facultatea, ocupând apoi funcții destul de importante. O activitate laborioasă, plină de promisiuni împlinite, o activitate în care precumpănea cercetarea științifică de un alt nivel. Ca membru al diverselor delegații tehnice, a fost trimis în mai multe orașe din Europa. Ultima deplasare fiind efectuată la Paris, împreună cu savantul de renume mondial, Domileanu și doctorul Vasilescu. Iată așadar că aproape nimic nu pleda în defavoarea inginerului Romulus Dobrotan. Dar și sursele de informație fusese destul de sărace, pentru că în viața civilă, inginerul era un om retras, aproape ursuz, așa cum îl caracterizează unii dintre colegii de serviciu. Necăsătorit, neavând niciun fel de prieteni, își vedea conștiincios de meserie și atât. Avea o singură pasiune, muzica. Câțiva mai curioși reușiseră chiar să afle că e posesorul unei discoteci impresionante pe care nu o văzuseră niciodată. Dan se duse într-una din zile chiar la locuința inginerului. Ocupa o garsonieră într-un imobil vechi situat în centrul orașului. Vecinii nu au avut decât cuvinte bune de spus despre cavalerul Tomnatic, amabil cu toată lumea, dar fără a avea relații de prietenie cu cei din jur. Nimeni nu i-a putut furniza mai multe amănunte decât aflase de la colegii lui de birou. Conform afirmațiilor directorului institutului unde lucra Dobrotan, acesta urma să plece în după amiaza zilei de 15 iunie la Cheia, în concediu de odihnă. Bineînțeles, în cursul dimineții, inginerul urma să predea un raport la minister despre discuțiile purtate cu specialiștii francezi în timpul șederii sale în capitala Franței. Astfel stând lucrurile, misterul comunicării telefonice privitoare la depărtata povestea căprioarei aurii se părea că nu poate fi elucidat decât odată cu reîntoarcerea inginerului Romulus Dobrotan de la Paris. Dan își notase notițele, le așezase cu grijă în sertarul biroului și se hotărâ în sfârșit să plece spre casă. Era trecut de miezul nopții când ajunse în preajma locuinței inginerului. Pașii îl dusese fără voia lui într-acolo. În dreptul intrării principale, un tânăr apăru neașteptat din întuneric. Se apropie de el, îi ceru un chibrit și să-și aprindă o țigare. Dan îl recunoscu imediat pe unul din oamenii lui Mareș. Acesta îi raportă că nimic suspect nu se întâmplase până în acel moment. Dan îi ceru să-i arate care era fereastra garsonierei inginerului. Camera era în întuneric. Romulus Dobrotan dormea obosit de călătorie. În ziua când cercetase împrejmuirile și se informase prin vecini, Dan se asigurase că nu există nicio altă posibilitate ca cineva să reușească să intre sau să iasă din imobil fără a trece de ușa principală. Așadar, în această privință putea să fie liniștit. De ce nu a mai avut răbdare până mâine după amiază? De ce? Se tot întreba el în gând. Își continuă drumul până acasă pe jos. Stelele, ca niște felinare licărind în tainița nopții de iunie, parcă clipeau vesele și surâdeau trist, împânzind bolta cerească. Pe neașteptate se dezlănțui o furtună puternică, urmată de o ploaie torențială. S-ar fi putut spune că vremea potrivnică îi influențase asupra bunei dispoziții a capitanului de securitate Dan Tomescu, care acum fuma nervos, țigare de la țigare în compartimentul unui vagon de tren care îl ducea spre Cheia. De dimineață, iarăși nu se întâmplase nimic deosebit. Raportul locotenentului major Mareș,
preciza că inginerul Romulus Dobrotan a plecat la orele 9 dimineața la minister, unde a raportat modul cum se desfășurase convorbirile sale la Paris. La ora 12 a plecat de la birou și a intrat într-un restaurant lacto-vegetarian din apropiere. Apoi s-a dus la agenția de voiaj, de unde și-a cumpărat un bilet de tren, s-a urcat într-un autobuz și s-a îndreptat direct spre casă. Pe la ora 2 după amiaza a plecat cu un taxi la gară. De Renault-ul albastru sau de omul scund și gras, nici urmă. În ce privește raportul locotenentului Bocan, acesta arăta că s-a deplasat la locuința numitului Păcuraru, unde, într-adevăr, într-un garaj de răpânat se afla mașina Fiat 1100 tip 1939 pe butuci, purtând însă numărul notat de Mareș ca aparținând Renault-ului albastru. Nevasta lui Păcuraru susținea că soțul ei se află în concediu de odihnă și că a plecat de vreo 10 zile din București într-o excursie din munții Făgăraș. Verificând spusele ei la cooperativa unde lucra soțul, s-a constatat că ele corespundeau adevărului. Ca măsură de precauție, Dan luase legătura din nou cu serviciul de circulație și rugase pe cei în drept să urmărească pe drumurile de acces spre Cheia eventuala trecere a mașinii albastre, iar locotenentul Bocan îi pusese la dispoziție să continue cercetările cu privire la acest păcuraru. După ce își elaborase un plan de acțiune și se înțelesese cu Mareș asupra modului în care vor ține legătura telefonică, se îndreptase spre gară. I s-a raportat că Romulus Dobrotan călătorește în primul vagon. Călătoria până la Ungheni decurse în bune condiții și iarăși nu se întâmplase nimic deosebit. Inginerul își văzuse de drum și se urcase în autobuzul care ducea la Cheia, în timp ce pe Dan îl aștepta pe o stradă lăuntrică în spatele gării, o mașină pregătită din timp. Ploaia se mai potolise, dar continua să cadă cu strop mărunți și reci ca de toamnă. Șoseaua șerpuia printre munți, oferind privirilor priveliști de neuitat. În sfârșit, pe la orele 6 după amiaza, atât autobuzul cât și mașina în care călătorise Dan ajunseseră la Cheia. Inginerul coborâ din autobuz, își îmbrăcă trenciul și porni pe o potecă laterală ce ducea chiar din șoseaua principală până la un grup de vile izolate, așezate către marginea unei păduri. Dan ocupase din timp o cameră la complexul turistic, așa că se îndreptă într-aholo, hotărât să-l lase deocamdată pe inginer să se instaleze în locuința unde își petrecea în ultimii ani concediile sale de odihnă. Această locuință nu era alta decât fosta vila a familiei Dobrotan, ocupată în prezent de o familie de gospodari, muncitori forestieri de prin partea locului. În fiecare an, Romulus Dobrotan închiria o cameră în casa în care îi amintea probabil de locul unde trăiseră părinții săi ultimii ani de viață. După ce se instala în cameră, Dan coborâ la bufet și ceru să-i se pregătească o cafea. Avea de gând să viziteze pe inginer înainte de căderea serii, pentru a putea să se orienteze asupra locurilor pe care urma să le străbată. Savură cafeaua pe îndelete, bău și un pahar cu apă minerală, apoi, consultând ceasul, își spuse că e timpul să plece. Se reîntoarse pe poteca pe care o urcase cu aproximativ o oră înaintea sa, Romulus Dobrotan, și începu să urce fermecat de frumusețea măreață a împrejurimilor. Continuă să plouă măruntar. Zarea era destul de limpede și undeva la orizont, soarele încerca timid și palid să străpungă porțile ferecate ale norilor. La o cotitură a potecii apăru înainte, în mijlocul unei tălmași smălțuit de flori, Vila Mara. Se aștepta să vadă o casă dărăpânată peste care ploile și zăpezile așternute
dar spre surprinderea lui, imaginea era cu totul alta decât aceea pe care și-o făurise. O mână de gospodare oprise parcă vremea în loc. Casa era văruită, gardul proaspăt vopsit, iar între falnicii brazi, rondelele de flori de munte dădeau un aspect de sărbătoare grădinii. Căutați pe cineva? Tresări. Ajunsese lângă un cerdac tipsit de ghivece cu mușcate. Întins într-un șezlong, un bărbat îl privea stăruitor. Era inginerul Romulus Dobrotan. Dan urcă treptele cerdacului și întinse mâna surzând binevoitor. Eu sunt omul pe care îl căutați. Da, era să nu te mai recunosc, poftim, ia loc. Îl invitase să stea alături de el într-un șezlong ce părea anume pregătit pentru un musafir. Între timp, niciunul dintre ei nu scoase o vorbă. Se studiau pe furiș, neîndrăznind încă să deschidă discuția. În sfârșit, inginerul scoase un oftat prelung și constată lipsit de fantezie. Nu-i prea plăcută vremea asta pentru luna iunie. Într-adevăr, recunoscu Dan, ploile mărunte și reci nu sunt recomandabile pentru reumatici, continuă inginerul discuția pe același ton palid și insipid. Așa este. Nici răspunsurile lui Dan nu străluceau. Pe el îl enerva încă faptul că Romulus Dobrotan părea să fi uitat cu desăvârșire scopul vizitei sale la Vila Mara. Se hotărâ să-și ia inima în dinți și să spargă gheața. Domnule inginer, cred că vă reamintiți faptul că m-ați invitat aici în urmă cu o săptămână. Bineînțeles. Dori să aflați amănunte despre Căprioara Aurie, nu-i așa? Exact. Din păcate, m-am înșelat. Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Vă voi lămuri îndată. Deocamdată am impresia că v-am alarmat degeaba. Beți un coniac? Nu, mulțumesc. Nici eu nu obișnuiesc. Mă pregătisem special știind că veți veni dumneavoastră. Sunteți foarte amabil. Te rog să mă însoțești. Îți voi arăta Căprioara Aurie. Un fior de emoție străbătu pentru o clipă întreaga ființa lui Dan. Sosise clipa când se va afla în fața enigmaticului tablou despre care îi vorbise colonelul Manea. Îl urmă pe inginer în casă. Urcaseră o scară de lemn și ajunseseră într-una din cele două încăperi de la etaj. Aceasta este camera de lucru a tatălui meu, spuse Dobrotan învăluind cu o privire nostalgică încăperea. Acum îmi petrec aici concediile de odihnă și sunt fericit să-mi reamintesc locurile dragi din vremea tinereții mele. Aceasta a fost vila tatălui dumneavoastră? Întrebă Dan cu o prefăcută naivitate. A, da, e mult de atunci, în vreme cu vreo 25 de ani. Am locuit aici foarte puțin, un an sau doi, nici nu mai îmi amintesc. Tata lucra la o fabricuță de cherestea din împrejurim. Era tot inginer. În anul 1944 a murit împreună cu mama, într-un accident de automobil. Tot vorbind, inginerul se apropie de o casă de fier de tip vechi, din care scoase un tub de metal negru. Casa de fier a aparținut tatălui meu. A stat închisă ani de zile. Nimeni n-a avut curiozitatea să încerce să o deschidă și să vadă ce înăuntru. De altfel, ar fi fost un lucru destul de complicat. Acum un an am adus de la București un meșter priceput și l-am rugat să o deschidă. Ce credeți că am găsit în casa de fier? Acest tub de metal și înăuntru lui, Căprioara Aurie. Deșurubă capacul și scoase din interiorul tubului o pânză pe care o desfășură imediat pe masă. Aceasta e faimoasa Căprioara Aurie. E minunată. Așa mi-am spus și eu atunci. De ce numai atunci? Ai să vezi numai decât. Cunoști povestea tabloului?
într-o oarecare măsură. Se spune că pânza ascunde documente secrete de cea mai mare importanță, aparținând unui nazist care între anii 1943 și 1944 a condus o rețea de spionaj printre aceste părți. Știu. Ei bine, oricât am cercetat pânza, a fost imposibil să găsesc vreo urmă a documentelor. Afară, amurgul învăluia încet cu încet zările. Inginerul răsuci comutatorul și lumina unui bec puternic inundă camera. Mă tot întrebam ce o să o fi întâmplat cu ele, reluă inginerul discuția. După ce mi-am terminat concediul, m-am reîntors la București. Am arătat tabloul unui prieten. Un prieten? Îl întrerupse brusc Dan. Da, un pictor. A examinat tabloul și ce crezi că mi-a spus? E un fals. Un fals ordinar. Poate că se înșela. Nici de cum, e un om priceput, un expert în materie. Inginerul și-a prins o țigare. Se așeză în dreptul ferestrei și pentru câteva clipe, dus pe gânduri, privi poezia serilor de vară la munte. Eram dezamăgit, continuă el. Cunoșteam de la tata întreaga poveste a tabloului pe care îl cumpărase de la un spion nazist drept o piesă unică de mare valoare. Îl cumpărase? Da, bietul tata era un om de bună credință. Dorea mult să achiziționeze un lucru de preț. A cumpărat tabloul convins că își va plasa banii pe care i-a agonisise într-un mod fericit. Baronul însă era un ticălos ordinar. A făcut o copie și aceasta pe care o avea acum în fața ochilor, iar originalul probabil că l-a păstrat pentru el. În acest caz, atât tabloul original cât și documentele sunt pierdute pentru totdeauna. Așa mi-am zis și eu până în primăvara acestui an. Trebuie să precizez că aproape că uitasem de tablou, îl țineam totuși ca o amintire de la bietul tata. Într-o după-amiază am așezat pânza în fața mea și o contemplam, gândindu-mă că oricât de lipsită de valoare ar fi, e totuși o copie reușită, ceea ce îmi dovedea că plagiatorul nu era lipsit de talent. Țineam tubul de metal în mână și deodată mi-am dat seama de un lucru căruia nu-i acordasem niciun fel de importanță până atunci. Față de dimensiunile lui de aproape un metru lungime și 10 centimetri grosime, tubul era nefiresc de ușor. Dobrotan se apropie de Dan și întinse cilindru metalic. Acesta îl cântări în mână și fără să vrea exclamă: Într-adevăr, aveți dreptate. Sunt destul de curios din fire, continuă inginerul. Așa că am încercat în tot chipul să-l desfac. De altfel, o idee îmi străfulgerase prin minte. Încep să bănuiesc. Ați descoperit documentele? Întrebă Dan cu o emoție și o curiozitate firească. Dar celălalt nu răspunse numai decât. Scoase din buzunar un briceag. Îi deschise rama și o strecură cu o îndemânare surprinzătoare într-un mic orificiu, așezat la baza cilindrului de metal, răsucindu-l de câteva ori în dreapta și în stânga. Se auzi un zgomot asemănător bâzâitului unui bondar și tocmai ca la un număr atractiv de prestidigitație, cilindrul se desfăcu în două. În spațiu gol din cele două tuburi de metal se afla o hartă îngălbenită de vreme. Iată documentele baronului, spuse inginerul privind disprețuitor harta. De fapt, după părerea mea, e o nimica toată. M-am gândit că, totuși, sunteți în drept să primiți documentul acela și de aceea v-am telefonat. Dacă vă interesează, puteți să luați și tabloul, deși pentru mine reprezintă într-un anume fel o amintire de familie. Inginerul își aprinse o nouă țigare și rămase în picioare, dându-i de înțeles prin asta lui Dan că îi încredințase tot ceea ce știa și deci pentru el
nu mai era nimic deosebit de discutat în jurul căprioarei Aurii. Vă mulțumim pentru informații și pentru documente, domnule inginer. Dană îi întinse mâna, făcu câțiva pași, dar în ușă se întoarse. Aș avea o dorință. Vă rog, dacă se poate, am să vă îndeplinesc. Eu tot nu mă întorc în astă seară la București. Vreți să-mi împrumutați tablou? Mâine dimineață, înainte de a pleca, o să vi-l aduc înapoi. Cu plăcere. V-aș ruga să refaceți tubul de metal așa cum a fost. Inginerul manevră din nou cu iscusință briceagul și cele două cilindre se contopiră în forma inițială. Interesant mecanism, rosti cu admirație Dan. Și briceagul e foarte frumos, de unde l-aveți? Mai înainte ca inginerul să poată răspunde, Dan îl luă de pe masă, îl contemplă cu atenție în timp cu cealaltă mână își aranja acul de cravată. L-am cumpărat acum câțiva ani, nu mai țin minte de unde. Lui Dan nu-i scăpase amănuntul că vocea inginerului trăda pentru prima oară de la începutul discuției lor o ușoară enervare. Vă mulțumesc încă o dată, rosti Dan, înapoiindu-i briceagul și luând în primire documentul și cilindru de metal care conținea acum numai copia căprioarei Aurii. Odată ajuns în camera lui, Dan se întinse cu mâinile sub cap pe divanul studioului. Îi plăcea nespus să se gândească privind tavanul alb. I se părea că în acest fel gândurile se adună mai ușor și le poate tria și așeza în ordine cu mai multă liniște. După ce trecu în revistă tot ce știa despre căpioara Aurie, se așeză pe scaună de la masă, luă o bucată de hârtie și începu să deseneze diverse figuri geometrice. Linii, cercuri, triunghiuri ce se aliniau pe foaia de hârtie. Fiecare căpăta imediat o inițială sau o cifră. Se pare că era un joc distractiv, inventat și cunoscut numai de el, care l-amuza teribil, deoarece mai îi acoperi încă două foi de hârtie în același mod. Dacă cineva ar fi reușit să descifreze jocul acesta bizar, ar fi avut surpriza să descopere că toate desenele reprezentau, de fapt, concluziile de până atunci ale capitanului de securitate Dan Tomescu cu privire la dosarul căprioarei Aurii. Chiar în acea noapte trimise un mesaj cifrat colonelului Manea, însoțit de hartă, precum și de un mic fotografic care conținea un singur clișeu, reprezentând briceagul inginerului Dobrotan, arătându-i în același timp mersul operațiunilor și ce avea să facă mai departe. Dimineață, un curier sosi cu răspunsul. Colonelul aprobase întru totul planurile subalternului său și îi trimitea într-un plic 5 fotografii. La parterul complexului turistic unde locuia, era un mic bufet. Dan rugă să îi se pregătească o cafea și între timp răsfoi o revistă de artă și cultură care apărea la Ploiești. Își aruncă privirea numai pe titlurile articolelor. La un moment dat, una dintre rubrici i-a trase mai mult atenția. Era rubrica de artă plastică semnată de un oarecare Dumitru Vlase. Parcurse rândurile cu multă curiozitate. Articolul era bine scris, iar autorul părea să fie documentat. Ce-ar fi să am o discuție cu acest tovarăș pe teme de pictură și de experți în pictură, spuse el. Dar să lăsăm asta pentru mai târziu. Deocamdată să tragem concluziile în urma examinării fotografiilor. Într-atât erau de perfect mărite, încât nu era nevoie de nicio lupă pentru a descifra cu ușurință între lama și tocul briceagului, locul și data fabricației. Solingen, 1942. Poate că această localitate și data nu reprezentau mare lucru. Pentru Dan însă era un punct de plecare, un mic fir de pai,
de care trebuia să se agațe cu stăruința necatului. Încercase noaptea trecută cu mai multe briceage să desfacă cele două cilindre, dar nu izbutise decât cu foarte mare greutate cu unul dintre ele. Se poate să se fi înșelat, dar ideea care îi dădea mereu târcoale era aceea că briceagul inginerului Romulus Dobrotan făcea parte integrală din întregul mecanism al tubului de metal. Dacă ipoteza asta nu era greșită, înseamnă că inginerul ascundea anumite lucruri, în primul rând proveniența briceagului, atunci când îi spusese că l-a cumpărat în urmă cu câțiva ani. Pentru ce și în ce scop? Presupunând că tabloul original era pierdut și că singurul document secret era harta pe care i-o mânase inginerul, totuși acțiunea căprioarei Aurii nu se încheia aici. Rămânea complet învăluită în necunoscut problema principală a dosarului, asasinarea lui Begu și a tovarășilor săi. Ori pentru Dan era limpede că toate cele trei acțiuni aveau o legătură indispensabilă între ele. Concluzia logică se desprindea cu certitudine. Ori inginerul Dobrotan nu știa de crimele comise în urmă cu 25 de ani, ori ascunde cu bună știință anumite date, căutând să abată atenția cercetătorilor de la punctul cel mai important al dosarului, lichidând în mod artificial cele două puncte. Dar atunci se naște o altă întrebare. De ce mai sesizase securitatea? După ce isprăvi de băut cafeaua, se ridică de la masă și se întoarse în camera sa. Conform înțelegerii cu Dobrotan, luă din nou drumul care ducea la Villa Mara pentru a-i restitui tabloul. Îl găsi pe inginer îndeletnicindu-se cu grădinăritul în curtea din fața casei. Privea de puruieni rondurile cu flori, apoi le uda cu stropitoarea și era atât de absorbit de ceea ce făcea, încât nu-și dădu seama de prezența lui Dan de când acesta se află la doi pași de el. Bună dimineața, domnule inginer! A, dumneata erai! Încântătoare ocupație! Într-adevăr, e plăcut să te abandonezi lumea cifrelor pentru a te dedica măcar o dată pe an muncii în plină natură. Din păcate, de-abia am sosit și trebuie să-mi întrerup concediu. Cum așa? Se miră Dan. Am fost chemat de urgență la București. Directorul institutului mi-a comunicat telegrafic că va trebui să plec din nou în străinătate. Adineauri am primit telegramă. Trebuie să fie o problemă importantă dacă vă obligă să renunțați la concediu. Nu știu absolut nimic, dar probabil că așa trebuie să fie. Poate o să am plăcerea să călătorim împreună. Nemai având ce face aici, nu-mi rămâne decât să mă reîntorc și eu. Inginerul nu răspunse imediat. Era preocupat să smulgă buruiană adânc înfiptă în pământ. Ce m-ați întrebat? Spuse el după ce reușit în sfârșit delicata operațiune. Dacă îmi puteți face plăcerea să mergem împreună la București, vă țin la dispoziție un loc în mașina mea. Mulțumesc, sunteți foarte amabil, dar prefer călătoria cu trenul. Cum doriți. Poftiți, vă aparține. Îi întinse tubul de metal, îl salută politicos și se îndreptă spre poartă. Inginerul urmărea cu privirea silueta zveltă și atletică a capitanului de securitate și zâmbea mulțumit. În fața complexului turistic l-aștepta un ofițer de miliție. Se recomandă, îi întinse telegrama miliției din Săcele. Dan o citi pe nerăsuflate și pentru prima oară în decursul a 24 de ore îi veni să sară în sus de bucurie. Iată conținutul telegramei. Vă informez că în seara zilei de 15 iunie, un automobil marca Renault 16, culoare albastră, a intrat în zona localității Cheia. În mașină se aflau două persoane, șoferul și un însoțitor. Mașina venea dinspre Brașov și a trecut prin Săcele, dar n-a continuat drumul spre Cheia, întrucât la bifurcația șoselei,
s-a îndreptat spre cabana Muntelui Roșu. În acest punct am încetat urmărirea și m-am reîntors la Săcele, de unde am telefonat imediat la cabană. Mi s-a comunicat că la orele 12 noaptea, unul dintre pasageri a dispărut de la cabană și nu s-a mai întors până în zorii zilei, când celălalt, care dormise peste noapte acolo, a plecat cu mașina. Totuși, la orele 8 dimineața, mașina a trecut prin Săcele cu ambii pasageri. Pretextând un control al actelor, am identificat șoferul mașinii cu numărul 60460 Ploiești. Numele lui este Ion Păcuraru, domiciliat în București. Vă redăm semnalmentele celuilalt pasager. Scund, gras, etatea aproximativă între 60 și 50 de ani. Mulțumesc, tovarășe, se adresă Dan, ofițerul de miliție. Am câștigat un pion prețios, adăugă el cu gândul la încălcita partidă de șah pe care o juca împotriva unui adversar necunoscut, dar cu atât mai temut. Înainte de a se urca în mașină ce urma să-l ducă la București, Dan ceru o convorbire urgentă cu redacția revistei unde lucra Radu Balmuș. Obținu legătura în mai puțin de 5 minute. Alo? Radu Balmuș la aparat, auzi el în receptor vocea simpaticului reporter. Bună dimineața! Dan Tomescu te caută. Cine? M-ai și uitat, prietene. Dane, tu ești? Eu. De unde telefonezi? De pe Ceahlău? Nu vrei să ne întâlnim aici și să depănăm niște amintiri din copilărie? Nu înțeleg nimic. Hai să mă înțelegi imediat. Urcă-te în primul tren și vino la Ploiești. Parcă spuneai că... Și dacă îți spuneam că mă aflu în Himalaya, mă credeai? Ești pus pe glume. Nici de cum, încep să fiu din ce în ce mai vesel. Cunoști Ploieștiul? Mai e vorbă. Te aștept în fața stadionului. E ceva chiar atât de important? Nici nu ți închipui. Am invitat la întâlnirea noastră și o veche cunoștință de-a ta. Care? E o surpriză. Când ajunse la Ploiești, primul drumul făcut la redacția revistei unde lucra criticul de artă, Dumitru Plase. Din fericire, îl găsi la redacție. Era un tânăr vioi care îi confirmă în cursul discuției bunele aprecieri făcute de Dan în sinea lui când îi citise articolul. Discuția fusese rotnică, deoarece până la urmă obținuse numele pictorului care locuia în Ploiești și ale cărui semnalmente coincideau cu cele ale individului scund, gras și negricios, ce fusese semnalat ca unul din pasagerii Renault-ului albastru de către miliția din Săcele. Mulțumit criticului și se îndreptă spre stadionul orașului, unde îl găsi pe Radu Balmuș așteptându-l agitat și intrigat în același timp. Directorul institutului îl aștepta cu vădită nerăbdare. Îl pofti să ia loc pe scaunul capitonat cu pluș, așezat în fața biroului său, și-i dădu la dispoziție secretarei să nu primească pe nimeni atâta timp cât va discuta cu inginerul Dobrotan. Te rog să mă ierți, dragul meu, că sunt nevoit să-ți întrerup atât de brusc concediul de odihnă, dar s-a ivit pe neașteptate o problemă importantă pe care am considerat că numai dumneata o poți duce la bun sfârșit. Vă mulțumesc pentru apreciere, domnule director. Nu, nu ai de ce să mulțumești. Activitatea dumitale în cadrul acestui institut, atât de laborioasă de-a lungul anilor, te recomandă de la sine. Și acum iată despre ce este vorba. Directorul deschise seiful și scoase de acolo un dosar voluminos. Cred că recunoști acest dosar. Inginerul Romulus Dobrotan și-a aprins o țigare, urmărind vizător fumul albastru cenușiu. Directorul se așeză la birou și împinse dosarul către inginer. Îți trebuiesc câteva ore să-l revezi. Bineînțeles, vei lucra
ca de obicei aici în biroul meu. Nu uita la plecare să-l închizi la loc în seif. La orele 10 seara trec cu mașina pe la dumneata pe acasă să-ți explic în amănunt despre ce este vorba. De acord? Da, domnule director, dar aș avea o singură rugăminte. Care anume? Să-mi permiteți să cumpăr ceva de mâncare, știți? Da, te înțeleg, dragul meu, se vede însă că ai uitat un singur lucru. Bufetul institutului nostru e aprovizionat excelent, dar dacă vrei neapărat să treci acum pe acasă, mă rog, asta e cu totul altceva, adăugă el după o clipă de gândire. Vă mulțumesc! Aș mai vrea să-mi spuneți ziua și ora plecării. Și unde anume pleci, nu te interesează? Inginerul suruse echivoc. Ești un om norocos, domnule Dobrotan. Consiliul Experților în materie de construcții aeronavale are loc la Rio de Janeiro. Minunat oraș, într-adevăr. Cel puțin atât cât îl cunosc eu din filme și de la televizor. Plecarea e fixată pentru ziua de mâine la ora 6 și 5 minute. E același avion cu care ai fost zilele trecute la Paris. Directorul întinse mâna. Cu bine și succes. Dobrotan părăsi încăperea. Îndată după plecarea inginerului, directorul formă un număr de telefon și rugă să-i se dea legătura cu Mareș, locotenentul major de securitate. Mașina se oprise în fața unei case scunde dintr-un cartier mărcinaș al Ploieștiului. Dan și Radu coborâră din mașină, sunară îndelung până ce le deschise o bătrână. Ce căutați? Pe cine căutați mai exact? Am vrea să vorbim cu pictorul Caraiman. Nu e acasă, mormăi bătrâna și încercă să închidă ușa în nas vizitatorilor. Dar nu reuși deoarece Dan opunea o rezistență serioasă. Un moment, vă rog. V-am spus doar că nu e acasă, se răsti bătrâna. Dan își arăta legitimația și la vederea ei, femeia parcă se mai îndulci. Ce vreți, a făcut ceva rău pictorul? Eu nu știu absolut nimic. I-am auzit doar certându-se acum o oră. Pe urmă, am auzit motorul mașinii. Înseamnă că iar au plecat de acasă. Pe cine ai auzit certându-se? Pe pictor și cu bărbatul acela cu care a fost plecat asta noapte cu mașina. A cui mașina? A domnului Caraiman, care a câștigat-o la loț în plic acum o lună de zile. Dar dumnealui nici nu știe să conducă. Și spui că nu e nimeni acasă? Pe cuvântul meu, maica, dineauri am ciocănit la ușa camerei lui și n-a răspuns nimeni. Poate că doarme, o fi obosit de atâtea drumuri. Păi, nu vă spusei că iar au plecat? Dumneata ești proprietărea sa casei? Eu sunt. Am să te rog să-mi îngădui să arunc o privire în camera domnului Caraiman. Cu dumneata de față, bineînțeles. Bine, maică, poftiți. Urmară pe bătrână de-a lungul unui coridor îngust. La capătul lui se întrezărea în semi-întuneric o ușă. Dan apăsă pe clanță. Ușa era încuiată. Dumneata nu mai ai altă cheie? Mai am una, că eu îi fac curat prin cameră, dar trebuie să mă duc să o caut. Bine, te așteptăm. Bătrâna se îndepărtă cu pași târâți. Nu înțeleg absolut nimic, exclamă Radu. Am impresia că alergăm după cai verzi pe pereți. Nu o se știe niciodată, răspunse Dan. Așteptară câteva minute. Bătrâna se reîntoarse cu cheia. Dan deschise nerăbdător ușa. Deși în plină zi camera era complet în întuneric, fereastra fiind acoperită de o draperie grea, bătrâna răsuci comutatorul și o lumină puternică se revarsă din plafon. Era o cameră neobișnuit de mare, cu pereții plini de tablouri, cu un șevalet la care cineva, probabil pictorul, lucrase până nu de mult timp. Într-un colț al încăperii se zărea un paravan demodat. Ce-i acolo? Întrebă Dan pe bătrână,
arătându-i paravanul. Unde? După paravan. Ce să fie patul domnului Pictor? Bătrâna se îndreptă cu pașii ei târâți și dispăru după paravan. Îi auziră exclamația de surprindere. Ce s-a întâmplat? E aici. Doarme. Dan înlătură printr-o mișcare rapidă paravanul. Un bărbat scund și gras era lungit în pat, cu fața spre perete. Nu-l atingeți, strigă el. Radule, vin aici, îl recunoști? Bărbatul, emoționat la culmea, își lungi gâtul să-l poată zări mai bine pe Pictor. Îl cunoști? Repetă încordat Dan. Desigur, spuse uimit Radu, el e individul care mi s-a recomandat drept maiorul de miliție Păcuraru. Dar ce Dumnezeu doarme atât de adânc? Doarme un somn din care nu se va mai trezi niciodată. Bătrâna înțelese abia acum ce se petrecea și izbucni într-un plâns scâncit și molcom. În dreptul pragului ușii se făcu apariția unul din oamenii lui Dan. Tovarășe capitan, pot să vă raportez? Dan îl trase deoparte, pe sălița îngustă. Raportează, sergent. O comunicare prin radio, la kilometru 25, pe șoseaua Ploiești-București, mașina cu numărul 60460 din Ploiești, marca Renault albastru, s-a răsturnat într-o viroagă. Nu s-a găsit niciun cadavru la locul accidentului, comunică locotenentul Bocan. Mulțumesc, rămâi aici, sergent. Nimeni nu se atinge de nimic până la sosirea organelor de miliție. Am înțeles. Dan se reîntoarse în camera Pictorului Caraiman. Dragă Radule, ne vom îndrepta cu toată viteza spre București. Mai înainte ca Păcuraru să se întoarcă acasă din excursia din munții Făgărașului. Care Păcuraru? Întrebă Buimac Radu. Nu înțeleg. Chiar nu mai înțeleg nimic. Încă puțină răbdare, dragul meu, și va sosi și clipa mult așteptată de tine când vom sta pe îndelete de vorbă despre amintirile noastre plăcute din copilărie și, dacă vrei, și despre căprioara Aurie, un subiect cel puțin tot atât de interesant. Își făcu cu precizia caracteristică planul evadării. Intervalul de timp de când era prizonier în castelul din suburbiile pariziene reținuse toate amănuntele care ar fi putut să-i folosească. Observase de la fereastra cum unul dintre pasnicii săi pleca în fiecare dimineață în oraș cu o bicicletă, probabil după cumpărături, și se întorcea la amiază cu un coș încărcat cu pachete pe bagaj. Așadar, în castel mai rămânea un singur pasnic timp de câteva ore. Era un plan riscant, periculos, dar încercă orice s-ar întâmpla. Când servitoarea surdomută intră în încăpere pentru a-i aduce micul dejun, îl găsi zvârcolindu-se pe covor, ținându-se cu mâinile de pântec. Îngrijorată, alergă la pasnic și prin semne îl invită să o urmeze. Pasnicul îl privi cum se zbate ca un apucat. Mai întâi de la distanță, apoi se apropie curios, neînțelegând ce se întâmplă cu prizonierul. Se aplecă prudent asupra lui și pe neașteptate primi o lovitură în moalele capului, în stare să doboară și un taur. Se prăbuși la podea fără să apuce să scoată măcar un geamăt. În timp ce prizonierul sări în picioare cu o sprinteală neobișnuită și înainte ca servitoarea să-și dea seama de ce se întâmplă, primi o lovitură aproape asemănătoare cu cea pe care o primise și pasnicul și o trimise în lumea viselor. Îmi pare rău, murmură prizonierul, dar n-aveam altă soluție. Zăvăru ușa și alergă cât îl ținu picioarele pe scări. Traversă în goană holul uriaș, deschise poarta masivă de stejar și se opri un moment să respire cu nesaț aerul proaspăt de dimineață. Apoi străbătu în fugă aleea străjuită de plopi uriași, ajunse la șoseaua principală,
dar auzi strigăte disperate în urma lui. Probabil că pasnicul își revenise din leșin și alerga acum după el să-l prindă. Nu, așa ceva nu se va întâmpla. Privi cu disperare în lungul șoselei. Zări, venind spre el, la o distanță de vreo 100 de metri, un camion încărcat cu bidoane de lapte și alergând în întâmpinarea lui, făcând semne disperate șoferului să oprească. Acesta, surprins, evită în ultima clipă, cu multă dibăcie, să nu-l calce pe nebunul care țopăia și gesticula în mijlocul șoselei. Își continuă drumul. Dar omul sări pe scara mașinii și se agăță cu disperare de clanța unei uși, apoi șoferul opri camionul. Ce dorești, domnule?" îi strigă el revoltat. Nebunul deschise ușa și se aruncă pe locul liber de lângă șofer. Cu toată viteza înainte, urlă el și a zvârli o monedă de 100 de franci la vederea căruia șoferul porni camionul fără să întrebe absolut nimic. În urma lor, pe șosea, o namilă de om trase plin de ciudă 6 gloanțe care, din fericire, nu nimăriră nici măcar cauciucurile camionului sau bidoanele pline cu lapte. La amiază, colonelul de securitate Adrian Manea primea o comunicare extrem de prețioasă și de importantă din partea unei voci grave și șovăitoare, asemenea celei pe care o imprimase subalternul său, capitanul Dan Tomescu, cu multe zile înainte pe banda de magnetofon. Fostul proprietar de taxiuri Ion Păcuraru se reîntoarse ca un om obosit de cât cutreierase prin munții Făgărașului, așa că nu se arătă prea încântat când văzu că în casă l-așteaptă un musafir. Mareș, se recomandă bărbatul subțirel și negricios. Îmi pare bine de cunoștință, răspunse el cu un glas acru. Te rog să mă ierți, domnule Păcuraru, că te deranjez tocmai acum când sosești de la drum. Am fost și eu, ca tot omul, în concediu de odihnă. Știu, mi-a spus soția dumitale. Mă iertați câteva clipe, aș vrea să mă duc să mă spăl, să mă aranjez. Vrei să te speli de păcate, domnule Păcuraru? Îl întrerupse sever Mareș. Nu înțeleg. Se încruntă Păcurarul, încercând totuși să iasă pe ușă. Dar în prag îi paricadă drumul doi ofițeri de miliție. Ce înseamnă asta? Gemui el. Ion Păcuraru, ești arestat pentru crima pe care ai comis-o cu câteva ore în urmă la Ploiești. Ești acuzat de a-l fi omorât pe pictorul Caraiman. Încercând apoi să ștergi urmele crimei tale, ai distrus mașina Renault care aparținea pictorului. Nu este adevărat, nu-l cunosc pe acest Caraiman de care am vorbit. Nu l-am văzut în viața mea. Eu am fost în excursie în Făgăraș. Din nefericire pentru tine, Păcurarule, spuse unul dintre ofițerii de miliție, în zorii zilei de azi, când ai fost oprit și legitimat la postul de control din Săcele, care, între noi fie vorba, nu se află în munții Făgăraș. Pentru orice eventualitate ai fost fotografiat la volanul mașinii, având alături de tine pe pictorul Caraiman. Te recunoști? Îl întrebă celălalt ofițer de miliție, arătându-i fotografia. Păcurarul își plecă abătut capul. Din camera de alături se auzi un hohot de plâns al femeii sale. Pentru ce l-ai omorât pe Caraiman? Îl întrebă Mareș. Pentru ce? Pentru astea, spuse el și scoase din rucsac un pumn de bijuterii pe care le așeza încet pe masă. Pe neașteptate, Dan Tomescu își anunță vizita la redacție. Bătrâne, am din nou nevoie de tine, spuse el lui Radu și de prietenul tău, fotoreporterul Dorian. Așa că Radu Balmuș fusese nevoit să-și amâne prânzul, cu toate că simțea un gol cumplit în stomac. Dan nu întârzie mult, era, după cum mi-am dat imediat seama, într-o stare de surescitare puțin obișnuită. Am venit să facem o mică ședință de perspicacitate, le spuse el, stârnindu-le uimirea și curiozitatea.
cu condiția că voi să fi păstrat fotografiile de la plecarea și sosirea pe aeroport a inginerului Dobrotan. Dorian scotoci în colecția sa de fotografii și se reîntoarse în birou, surzând victorios. Răspândiră fotografiile pe masa de lucru a lui Radu. Și acum să le observăm cu atenție, hotărâ Dan. Există vreo deosebire cât de mică între ei? Care ei? Se mirară pe bună dreptate într-un singur glas cei doi ziariști. Într-adevăr, ai putea să juri că e una și aceeași persoană, recunoscu Dan. Ascultă, Dane, ai putea să încetezi cu atâtea mistere? Se supără Radu. Când vei înceta să-mi vorbești în enigme și să mă faci și pe mine să înțeleg tot ce se întâmplă? Deocamdată e timpul să mâncăm ceva, nu-i așa? Ești invitatul meu, adăugă el. Mama ne așteaptă acasă cu niște plăcinte cu carne, cum n-ai mai mâncat de pe vremea când eram colegi de liceu. Iar pe seară am putea să facem toți trei o plimbare până la aeroport. Vom întâmpina o veche cunoștință comună. Inginerul Romulus Dobrotan studiase cu multă atenție și încordare dosarul pe care îl încredințase directorul, așa că părăsi institutul abia când umbrele nopții învăluiră Bucureștiul. Închise dosarul în seif și se grăbi să meargă acasă, știind că, nu peste multă vreme, urma să primească vizita directorului. Acesta sosi tocmai în momentul când inginerul își terminase de împachetat bagajele în vederea plecării de a doua zi. Sunteți foarte punctual, domnule director, poftiți înăuntru, îl invită el. Nu, dragul meu, ai uitat că trebuie să îndeplinim mai întâi anumite formalități în legătură cu plecarea dumitale? Ce formalități? Murmură încruntat inginerul. Aceleași pe care le-am făcut și data trecută, să mergem, adăugă el. Mașina ne așteaptă. Romulus Dobrotan avusese un moment de ezitare care trecuse însă neobservat întrucât celălalt tocmai își aprindea o țigare. Închise ușa garsonierei cu grijă și îl urmă pe director. O neliniște vag, instinctivă, îi cuprinse sufletul. Mergem la aeroportul Băneasa, la tovarășul Manea, se adresă directorul șoferului. Am înțeles, surâse negriciosul de la volan, care nu era altul decât locotenentul major Mareș, și mașina demară fără zgomot în noapte. Inginerul Romulus Dobrotan și directorul institutului pătrunseră în biroul colonelului Adrian Manea, conduși chiar de către Dan, care le ieșise surzător în întâmpinare. Abia în acel moment inginerul sesiză unde se află și, contrar obiceiului său, își pierdu complet stăpânirea de sine. Luați loc? Îl invită colonelul, aprinzându-și o țigară pe care o așeză pe marginea scrumierei de bronz de pe biroul său. Din sertar scoase un dosar pe care scria caligrafic cu cerneală roșie. Dosarul căprioarei aurii. Vă rog să mă iertați, spuse el după un timp de tăcere, că v-am adus aici la o oră atât de nepotrivită, dar aș vrea să lămurim anumite lucruri petrecute în urmă cu 25 de ani. În acest fel voi închide probabil definitiv dosarul căprioarei aurii. În acest caz, mie să-mi permite să mă retrag, interveni directorul. Desigur, tovarășe director, dacă vom avea nevoie de serviciile dumneavoastră, vă vom telefona. După ce directorul părăsi încăperea, colonelul Adrian Manea continuă o vreme să urmărească protocoalele de fum stârnite de țigara de pe marginea scrumierei. Se poate fuma? Întrebă inginerul, care părea că își mai revenise din emoție. Cum să nu? Sări amabil Dan și îi oferi pachetul său cu țigări. După ce aprinse țigarea și inspira adânc două-trei fumuri, inginerul a avut impresia că și-a revenit complet și avea toată stăpânirea de sine.
Așadar, domnule inginer Romulus Dobrotan, înainte de a îndeplini formalitățile necesare pentru plecarea dumneavoastră, v-aș ruga să faceți anumite completări necesare închiderii definitive a dosarului de care v-am vorbit. Cred că am împărtășit tovarășului ofițer, spuse inginerul arătându-l pe Dan, tot ceea ce știam în legătură cu căprioara Aurie. Iar eu am impresia că ați omis anumite lucruri. Așa, spre exemplu, nu ați uitat absolut nimic să-i spuneți căpitanului Dan Tomescu despre inginerul Begu? Atunci când ne-ați telefonat prima oară, am avut impresia că ne veți dezvălui cine este asasinul lui. De ce nu ați mărturisit tot ce știați în legătură cu această crimă? Pentru că asasinul e mort de mult. Și pentru că e vorba de o persoană foarte apropiată dumitale, nu-i așa? Rosti cu o severitate neobișnuită în glas colonelul. Inginerul își plecă privirea în pământ. Da, spuse el cu vocea stinsă. Asasinului Begu e fratele meu geamăn, Marius Dobrotan. De aceea am tăcut atâta vreme, mai ales că despre morți nu se poate vorbi decât de bine. La puțin timp după asasinarea lui Begu și-a găsit și el moartea, prăvălindu-se în prăpăstiile zăganului. Deci dumneata susții că fratele geamăn Marius Dobrotan este asasinul inginerului Begu? Da. Colonelul Adrian Manea și-a prins o țigară pe care nu mai o așeză pe marginea scumierei de bronz, așa cum îi era obiceiul. În acest caz ți-ai recunoscut vinovăția, domnule Marius Dobrotan, și în numele legii te declar arestat pentru crima pe care singur ai mărturisit-o. Dar eu sunt inginerul Romulus Dobrotan, protestă el furios și se ridică de pe fotoliu. Vă pot dovedi cu acte. În acel moment, Dan deschise ușa, făcând loc să intre unui bărbat ai doma celui ce se afla în încăpere. Marius, spuse bărbatul cu glas șovăitor și grav. Marius, eu sunt Romulus Dobrotan. Tu, aici, ai scăpat, câine, își ieși el din minți. Ochii străluceau straniu și corpul îi fu cuprins de convulsii. Mai bine te omoram atunci cu mâinile mele, să te fi strivit ca pe un vierme, uite așa. Se repezia asupra lui Romulus cu o putere pe care nu și-o mai bănuia, dar Dan ajunse mai repede decât el și într-o clipă îl imobiliză prinzându-i mâinile în cătușe. Epilog. Dacă vrei neapărat să afli povestea căprioarei Aurii, îi spuse peste câteva zile Dan bunului său prieten Radu Balmuș, te invit la mine acasă la prânz. La dosar s-au adunat între timp toate probele. Marius și Romulus Dobrotan au făcut declarații complete, așa că dosarul căprioarei Aurii a fost într-adevăr închis. Se întâlniră în casa amintirilor dragi din copilărie și în timp ce Adina Tomescu le servea ca desert un pahar cu vin gros de cotnari, Dan depână caierul încâlcit ale filelor dosarului. Trebuie să ne reîntoarcem în urmă cu 25 de ani, în anul 1943, începu el. Romulus și Marius Dobrotan sunt frați gemeni care, în mod surprinzător, nu au totuși nimic în comun între ei, în afară de o asemănare fizică extraordinară. În timp ce Romulus urmă cursurile politehnice, Marius dispăru de acasă cu câțiva ani în urmă. Era rușinea familiei și se ocupa numai de potlogării. În anul când bătrânul Dobrotan cumpărase vila de la Cheia, Marius își face reapariția în mijlocul familiei. Era îmbrăcat în uniforma de subofițer nazist și îl slujește cu devotament pe baron,
un iscusit spion căruia Marius îi câștiga numai decât încrederea. Baronul avea misiunea principală de a descoperi grupul de patrioți din acea regiune, care subminau lucrările strategice ale trupelor naziste. El poartă cu sine încă, din trecutul război mondial, o capodoperă picturală aparținând lui Grigore Nestorescu, pe care o descoperise cu totul întâmplător, Căprioara Aurie. Pentru a atrage în curs adevărații adversari, lansează cu ajutorul agenților săi zvonul că în pânza tabloului sunt ascunse documente extrem de importante. Pe de altă parte, îi vinde bătrânului Dobortan o copie a tabloului, un fals executat cu multă măestrie de un pictor talentat, dar rost de vicii pe numele său Caraiman. Baronul îl bănuiește pe inginerul Begu ca fiind conducătorul grupului de patrioți din regiune, dar nu are certitudinea și pentru a-l prinde, profită de prietenia lui Romulus cu acesta. Cu ajutorul lui Caraiman și al lui Marius, recizează cu abilitate o scenare care îl va face pe Romulus să creadă că prietenul său va intra în posesia documentelor, dar care în fond îi va fi fatală inginerului Begu. Astfel, fără să vrea, Romulus să ajute la uciderea bunului său prieten, chiar de către fratele său Geamăn. Această crimă îl va zgudui adânc. Se îmbolnăvește și e pe punctul să se prăbușească, dar e salvat cu ajutorul baronului, care dorește să se slujească în continuare de el ca o momeală pentru ceilalți patrioți încă nedescoperiți. Și astfel mai cade o victimă, tatăl colonelului Manea, ucis chiar de către baron la fel de mișelește. Un anume Petre, electrician, bun prieten cu Begu și cu Manea, își pierde mințile și, într-un acces de furie, îl sugrumă pe baron, fiind, bineînțeles, împușcat pe loc de către subordonații acestuia. Marius Dobrotan înțelege că a pierdut partida, că prietenii săi naziști sunt înfrânți și că riscă să fie descoperită fapta sa monstruoasă. Pe de altă parte, cercetările sale de a descoperi adevărata Căprioara Aurie și documentele au dat greș. Și atunci, într-o noapte de august, comite o nouă crimă. Îl omoară pe un subofițer german și îl aruncă în prăpastia zăganului, având grijă să împrumute cadavrului identitatea sa. Un singur om cunoștea adevărul. Pictorul Caraiman. Complice fidel care descoperise moartea lui Marius Dobrotan. Acesta dispărut fără urme și aici se încheie prima parte a activității sale. Anii trec. Romulus a ajuns între timp un inginer stimat și apreciat de toți. Caraiman, pe care patima beției îl împiedică să-și exercite din plin talentul, trăiește din sumele estorcate de la inginer, pe care îl amenință permanent că va dezvălui autorităților tot ce știe despre fratele său. Pe de altă parte, el menține legătura cu Marius, care se află în America de Sud. Și la îndemnul acestuia continuă cu răbdare și atenție cercetările pentru găsirea Căprioarei Aurii. Dar în zadar, cel ce avea să descopere prețiosul cilindru de metal va fi Romulus. În ultimii ani își petrecea concediile de odihnă chiar în vila unde locuiseră părinții săi. Anul trecut primește vizita lui Caraiman, însoțit de un meșter, păcurarul, adus de acestea chipurile de la Ploiești. Spre surprinderea tuturor, casa de bani a bătrânului Dobrotan se dovedește a fi de fapt trapa unei ascunzători secrete, în care Romulus descoperă un tub de metal identic cu cel în care era păstrată copia Căprioarei Aurii și pe care el o păstra între lucrurile pe care le avea ca amintire de la tatăl său. De asemenea, și un briceac de o formă oarecum deosebită
față de cele obișnuite. Tubul de metal e mult mai greu decât cel cunoscut de Romulus și de Caraiman, dar nu conține decât originalul căprioarei aurii pe care pictorul și-l însusește drept preț al tăcerii sale. Reîntors la București după multe încercări, Romulus izbutește să afle mecanismul secret și taina cilindrului dublu. În interiorul său se afla o hartă veche, documente și bijuterii. Iată așadar că informațiile inginerului Begu fuseseră exacte, numai că baronul găsise o ascunzătoare excelentă pentru toate acestea. Nimeni n-ar fi bănuit că documentele și lucrurile sale de preț sunt ascunse chiar în locuința bătrânului Dobrotan. Acest fapt nu l-a știut nimeni, în afară de baron. Romulus își amintește acum că fratele său, Geamăn, avea și el o cheie de la casa de bani, dar nici Marius nu cunoștea ascunzătoarea, fiindcă altfel și-ar fi însușit imediat după moartea baronului prețiosul tub de metal. De altfel, Marius a declarat la unul dintre interogatoriile că baronul a fost acela care, prin oamenii săi, a montat casa de bani în biroul tatălui său. Romulus Dobrotan descoperise în sfârșit documentele pentru care prietenul său drag, inginerul Begu, fusese omorât de către fratele său. Documente care conțineau, pe lângă harta șoselei strategice plănuită de hitleriști, diferite obiective pe care urmau să le distrugă în cursul retragerii, precum și materiale de spionaj pe a căror reactualizare pentru noi săi patroni conta foarte mult pentru Marius Dobrotan. Cu puțin timp înainte de a pleca la Paris, Romul se hotărăște să divulge totul autorităților în drept. Cel mai indicat îi se părea chiar copilul lemnarului Mane, despre care a aflat nu demult că e colonel de securitate. Pentru aceasta îl somează pe Caraiman să predea căprioara aurie. Pictorul îl înștiințează imediat pe Marius și mintea acestuia încolțește un gând diabolic. Prin corespondență cifrată pe care o întreține cu pictorul, îi ordonă să îl amâne pe Romulus până la reîntoarcerea de la Paris. În fapt, el pune în aplicare un plan îndrăzneț, riscant, dar nu are ce face pentru că e presat de patronii rețelei de spionaj pentru care lucrează și a căror răbdare se pare că ajunsese la capăt. Profitând de extraordinarea asemănare de care s-a convins personal că anii nu o alterase, se substituie inginerului Romulus Dobrotan, după ce în prealabil, sub amenințarea cu moartea, a aflat de la fratele său toate amănuntele care îl interesau în scopul unei activități intense de spionaj, ajutat, bineînțeles, de Caraiman și Păcuraru, activitate pe care a continuat-o până când s-ar fi ivit ocazia unei noi plecări peste graniță. Planul lui Marius ar fi fost genial. Conținea o particulă pe care el o neglijase, considerând-o, dacă și-a dat seama, infimă, dar care, în cele din urmă, l-a trădat. Atitudinea sa față de colectivul de muncă în care lucra Romulus a apărut cel puțin ciudată. Oamenii au simțit imediat că se petrece ceva în mentalitatea inginerului Romulus Dobrotan. Oricât ar fi încercat Marius, el nu putea să dedubleze și psihicul fratelui său. Acesta a dat de bănuit în primul rând directorului institutului, dar chiar și bătrânul portar, care a fost surprins că inginerul nu-i mai adresează obișnuitul salut. Toate aceste lucruri ne-au dat și nouă de gândit, continuă Dan. L-am încercat pe Romulus Dobrotan cu o momeală, un dosar sigilat și plecarea imediată la Rio de Janeiro, dar în fond, cel care a căzut în cursă a fost chiar Marius Dobrotan. La percheziția făcută la domiciliul lui Romulus, am găsit într-un geamantan faimosul tumb, în a cărui ascunzătoare se aflau atât documentele vechi,
cât și cele recente, privind formule noi de construcții aviatice sub forma unor microfilme lucrate cu multă îndemânare. Bijuteriile au constituit răsplata pentru fidelitatea lui Karaiman, care la rândul său le-a împărțit cu lacomul său ajutor Ion Păcuralul, finul pictorului. Acesta, un element descompus moralicește, se ocupa cu unele acțiuni de care avea cunoștință și Karaiman și, aflând de plecarea lui Marius, și-a dorit să rămână singurul posesor al bijuteriilor, întrucât considera că acelea pe care le-a primit nu constituiau o răsplată suficientă a serviciilor pe care le făcuse pictorului și nu a ezitat în cele din urmă să-l omoare. Restul povestirii îl cunoște atât de bine ca și mine, încheie Dan. Cred că da, consimți Radu Balmuș după un timp de tăcere în care nu se mai auzea decât ticăitul pendulei din perete. Afară de un singur lucru. Ce s-a întâmplat până la urmă cu căprioara Aurie? N-am mai găsit-o în locuința lui Karaiman cu toate cercetările noastre. A ascuns-o atât de bine cât deocamdată o considerăm pierdută. În ziua când vom da de urma ei, cred că merită să mergem să o admirăm și noi, spuse zâmbind Dan și ridică paharul plin cu cotnari în sănătatea bunului său prieten din copilărie, Radu Balmuș. Sfârșit!